Asociația română de cancer, grup de sine comune a lansat proiectul grup de sprijin și consiliere pentru sănătatea sânului, cu scopul de a oferi în mod gratuit femeilor diagnosticate cu cancer de sân, suport informare, consiliere medicală, consiliere psihologică și consultanță juridică. Oferim în, în cadrul unui asemenea grup informații, sprijin nu material, nu, nu material, ci informațional privind modul în care trebuie să te adaptezi la o asemenea problemă, cum să o manageriez, să te ajuți ca să trăiești cu ea și să te înveți să trăiești cu ea. Persoanele care sunt interesate în a beneficia de acest tip de suport din partea specialiștilor se pot înscrie până marți 1 septembrie. Se fac grupuri în funcție de vârstă, de preocupări, de așa, ca informațiile pe care le primesc să fie adecvate situațiilor sociale și intelectuale, în toate punctele de vedere. Grupul este condus de un psiholog care, subliniez, este uh, la un curs de 5 ani de specializare pe oncopsiologie. După câte știu eu, sunt doar câțiva în, 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 în România și foarte puțin în Transilvania. Deci, de Andrăgul Mureș și în zonă, Mocet este unul singur. Ședințele de consiliere vor avea loc bilunar, iar importanța lor este una deosebită pentru acest tip de paciente. În mod normal, în, pe în carte scrie că în jur de 6 până în 10 ședințe, dar acestea vor fi prelungite și experiența noastră asta ne spune că um, sunt prelungite la cererea celor din grup, deci în funcție de, de necesitățile grupului, se întâmplă odată la două săptămâni. O, o oră, oră, o ședință de o oră. Este vital în procesul de vindecare echilibru sufletesc, este vital să, să fii sigur că tot ceea ce faci, pentru că în momentul în care ești diagnosticat ai sentimentul că n-ai mâncat bine, n-ai mers bine, nu te-ai îmbrăcat bine și așa mai departe. Deci, ți se clarifică lucrurile acestea de zi cu zi. Nu e vorba numai pentru persoanele respective, e vorba și de familii. Deci, aici se extinde informația către familii, dacă este cerută, dar dacă nu, de la paciente pleacă către familie, deci se dezumflă un pic starea de tensiune din, din, din familie. Specialiștii care se vor ocupa în cadrul acestor ședințe de pacientele care vor adera la grup fac parte din domenii diferite, precum oncologie, radioterapie, fizioterapie, psihoterapie, terapii complementare, alimentație și nutriție.